Însă, pe lângă făinare, mana și putregaiul cenușiu la vița de vie pot afecta serios producția de struguri. În mai puțin de o lună, viticultorii ar trebui să ia măsuri pentru combaterea acestor agenți patogeni care, dacă infectează planta, pot afecta în totalitate ulterior recolta. Multe dintre tratamentele aplicate preventiv au avantajul de a crea o aderență foarte bună pe frunze cu o puternică barieră de protecție, iar substanțele de ultimă generație s-au dovedit a fi rezistente chiar și la precipitații abundente. Inițial, mana apare pe frunze ca niște pete gălbui pe partea superioară a acestora, apoi simptomele se pot extinde și pe partea inferioară a frunzelor. La mană se poate vedea diferența în perioadele călduroase și de alternanță, ploaie, soare, se vede diferența la mană de la oră la oră. Au fost situații în Podgoria Sarica Niculițel când unii viticultori n-au cules nimic. Eu unul sunt adeptul stropirii și în timpul floritului. Cine spune că să nu stropești via în timpul floritului, eu cred că greșești. Pentru că riști să ieși din perioada de protecție a viei și atunci pagubele sunt enorme. Într-un sezon de vegetație, tratamentele profesioniste de combatere a manei se realizează cu fungicide care conțin substanțe active cu moduri diferite de acțiune. Inovația în acest domeniu este esențială. Chiar de vreo 3 ani folosesc fosfonații de potasiu. Ce pot să vă spun este că e un mare plus pentru vie. Această substanță activă, dacă este dată corect și în cascadă, adică să faci cel puțin 4-5 tratamente, îți asigură o concentrație suficientă de fosfonat de potasiu, ceea ce va determina planta să creeze mecanismele naturale de autoapărare. Primul tratament la dimensiunea lăstarilor de 10 cm, iar al doilea la degajarea ciorchinilor și nu am avut probleme cu mana. Nicio boală nu este acceptată pe struguri, indiferent că e mană, făinare sau botritis. Orice boală îți afectează calitatea. În general, fungicidele pot fi folosite atât pentru soiurile de struguri de vin, cât și pentru strugurii de masă. Este important ca fungicidele aplicate să nu aibă impact negativ asupra mustului și să nu influențeze gustul vinului. De exemplu, tămuiasa românească, feteasca neagră sunt soiuri sensibile la atacul putregaiului cenușiu, o altă boală deloc de neglijat la vița de vie. Soiul Sauvignon Blanc are boabele sensibile la mucegai, dar rahisul este foarte rezistent. Muscat Otonel, boabele sunt rezistente la mucegai, dar rahisul este sensibil. Și cine nu are cunoștințele astea, nu înțelege de ce se ofilez boabele pe butuc. Se poate numi chiar și o stafidire, dar nu e o stafidire, un putregai nobil, este pur și simplu o ofilire. Putregaiul cenușiu atacă toată planta, dar în mod special boabele de struguri. Temperatura de peste 22 de grade Celsius și umiditatea ridicată sunt factori favorizanți de apariția bolii. Folosesc mereu, înainte de înflorit, un produs antipotritic, cumulat cu o lucrare manuală sau mecanică de desfrunzit. Trebuie primul tratament făcut neapărat înainte de înflorit. Tratamentele cu fungicide pot fi aplicate la sfârșit de înflorit, înainte de compactarea ciorchinelui și la începutul intrării în pârgă. Fermierii trebuie să știe însă că odată ce s-a instalat, boala se răspândește cu rapiditate, cuprinde întregul ciorchine și duce la putrezirea acestuia. Soiurile mai rezistente la putregai sunt cele cu boabe rare și pieliță groasă, precum coarnă neagră și Cabernet Sauvignon. Strugurii atacați de putregai cenușiu nu mai pot fi valorificați la potențialul lor maxim. Apar modificări biochimice care afectează calitatea vinului, aromele, culoarea și gustul. De aceea este atât de importantă prevenirea acestei boli pentru a putea obține, în final, vinuri deosebite.